Fernanda, ai grijă să nu mă faci de râs. Stai liniștit! Fernando, să dai tot ce ai mai bun din tine. Tot ce am mai bun din mine și din inima mea? Da. Melodia m-a căsătorit cu un bărbat în pii pentru toți fanii mei nu, care mă iubește. Fernando! Adică să dai tot ce am mai bun aici, adică directe. Pac, 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 mă înțelegi, știi? Dreapta, stânga, croșee. Croșee? Da. Te apucat de croșetat? Nu! Ce e alea croșee? Croșee e alea pe care o să ți le dau eu ție acum în cap când o să plecăm de aici, că m-ai nebunit de cap. Stați liniștit, nu vă faceți probleme, că o să-l pregătesc eu. Vă foarte mulțumesc, domnul antrenor. Am foarte mare încredere în dumneavoastră că reușim să facem ceva adevărat din el. Știți, în muzică e o cauză pierdută și atunci trebuie să... Nicio grijă, acest tânăr talentat va ajunge mai ceva decât bute. Deci iertați-mă, cine este bute pe sistem? Băi, băiatule, bute este un mare boxer român care a boxat pentru centura WBA. Deci, bă, băiatule, și Fernando este un mare boxer român care a boxat pe centura la care se vezi cu bagabatele care n-a dat bani. Nu-i frumos, nu se face. Bute e un tânăr foarte chipeș cu mare succes la doamne. Și Fernando are succes la doamne care nu e gay, e idolul la femeie. Fernando, tu n-ai nimic în comun cu Lucian Bute. Uite-te cum arăți. Deci Fernando e mai tare decât Bute, cum te prinde, cum te... Fernando! Fernando, te rog frumos, lasă-mă să respir măcar 5 minute. Te mai lasă 5 minute, iar te prinde, iar te... Fernando! Păi, de ce mi l-ai dat mie, dar? Ce ai cu mine, doamne? Bun, Fernando, haide, antrenează-te puțin, încălzește-te la sacul de box, da? Până îmi pun mănușile, formă, lucrăm împreună. Hai, Fernando, da? Faci mâna reală cu mine, facă, bă! Păi, știi toți băieții din care sebe! Care, ai venit aici de două luni? Fernando, ce ai făcut? Cred că mi-am luxat mâna pe sistem. Păi normal că ți-ai luxat, ți-ai făcut încălzirea. Când mi-am făcut casă în Caransebe și l-am spus la băieți, la aia care au venit să lucreze, îmi faceți frumos încălzire pe rumecui centrală. Fernando, nu încă... Doamne, iartă-mă, doamne, nu mai pot. Ce se întâmplă, domnule? Vă am o întrebare de mine care vreau să vă pun. Deci... Dacă se poate să răspundeți ce conține acest sac de box pe sistem. Acest sac de box conține nisip. Nisip? Nisip. Să moară familia mea dacă îi dau un pun la mijloc, îl fac lesidră. Da! Fernando, fii atent. Fii atent. Acum am să încep să mișc sacul, da? Da. Am să mișc sacul și... Fernando, Fernando, fii atent la mine. Am să mișc sacul, iar tu o să încerci să-l lovești, da? Da! Ca și cum ar fi un adversar, Fernando, da, care se eschivă. Da! Ești în regulă? Da! A făcut cursul de dans? Da, 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 haideți, se haideți, haideți, haideți! Fernando, ești gata? Da. Hai, hai! Mai bine! Mare familia mea s-a dat sacul la mine, a prins viață! Fernando, ce-ai făcut, Fernando? Ce-am făcut? Păi ce-ai făcut? Ce te înfigi așa ca bou? Vrei să te numere arbitru? Să mă numere arbitru? Păi nu! Pe ce arbitrui dobitor nu vede că sunt unul singur? Cum mă numără? Unu! Hai să mai lucrăm, hai să mai lucrăm! Stați liniștit! Fernando, vreau să te concentrezi, da? Da! O să exersăm câteva mișcări tactice, după care o să te pun să alergi nițel. Să alerg? Da, pe bandă! Pe bandă? Pe bandă! Și unde mă duc? Nicăieri, Fernando, rămâi aici! Păi și atunci de ce să alerg? Da! Oh. Fernando, fii atent. Hai, hai să mai exersăm, haide, vă rog. Haide să vedem câteva mișcări tactice, da? Da. Concentrează-te, deci vreau să mă lovești, da? Alternativ, hai, stânga-dreapta. Hai! Fernando, ce-ai făcut, Fernando? Am lovit alternativ, dar am apucat decât cu dreapta, stai să dai cu stânga. Fernando! Ești nebun! Hai, naibii, să plecăm de aici până nu ne dă asta în judecată. Nu sunt gay! Bună seara, dragi privitori! Ne aflăm la proba cântarului oficial, probă obligatorie premergătoare meciului de box. Primul boxer care va fi cântărit este domnul Rinten 2. Poftiți pe cântar? 110 kg și 600 de grame. Vă rog.
Oare familia mea e acasă? Stai aici, tâmpitule, stai aici, unde crezi că te duci? Vreau să merg acasă, vreau să trăiesc, sunt prea tânăr ca să mor. Stai aici, că ești cu mine, ești cu mine, nu ți se întâmplă nimic. Aol. Să moară Cipilatru, vezi că ăsta este omul săpezilor cu un munte. Și acum urmează pe cântar Fernando de la Caransebeș. Vă rog, urcați-vă. Oh, avem aici un bărbat suplu de 68 de kilograme și 200 de grame. Altă categorie de greutate, așadar, lupta nu poate avea loc. Da. Deci nu ne mai batem? Nu. Pup aici. Să dea Dumnezeu sănătate, hai acasă, nu, stai aici. Nu mai stăm, să trăiți, nu mai bine. Stai. Se pare rău că lupta nu mai poate avea loc. Nu e adevărat, lupta o să aibă loc, stai aici. Băi, vreau să trăiesc, nu vreau să mor, vreau să nu... Fernando, stai aici, Fernando. Singura șansă ca să punem mâna pe banii ăia. 100.000 de euro, gândește-te. Lupta trebuie să aibă loc. Deci nu vreau să mai lupt. La revedere, Fernando, numai bine. Fernando, stai aici. Fernando, nu vrei videoclip? Cel mai șmecher videoclip pe sistemul vreau. Fără bani nu putem să facem videoclip. Trebuie să te bați cu ăsta. Domnul arbitru, ne pare rău, dar e o greșeală. Eu aseară l-am cântărit, avea 90 de chile. Nu se poate mai face. Să mai încercăm o dată. Mai facem o dată. Poftiți aici sus, vă cântar. Rog. Ia. Hoba. Oh. 90 de kilograme și 5, 6, 7, 800 de... Dom'le, te îngrași văzând cu ochii. Sunt paranormal, să mă recipilat. Și ce palmares are? Deci băiatul ăsta pe care îl antrenez are un parmalez de 32 de meciuri, din care 35 le-a câștigat prin OK. KO. Da. Dar incredibil, puteți să-mi clarificați o chestie? Cum a putut să câștige 35 din 32? Deci pe unul l-a bătut înainte să înceapă meciul, l-a lăsat lat, iar pe la doi i-a îndoit la cântarea spart. Am înțeles. Ok, ne calmăm. Și ce altceva ne puteți spune despre elevul dumneavoastră? Deci are un CV impresionant, tatuat pe spate, dar e mai eu și nu se vede. Are 15 ani de pușcărie pentru omor din pulpă. De ce a omorât? A omorât un adversar în ring, în discoteca Ring din Costinești. Am înțeles. Hey! Fernando, cum vă simțiți? Deci mă simt pe sistem ca porcul tăiclat. De gras? Nu, de emoție. Am înțeles, dar nu vă este frică să boxați cu el? Adică sunteți un pic cam obosit. Ați dormit azi noapte? Toată noaptea nu am reușit să pun geană pe geană pentru că... Înaintea marilor bătălii de box nu pot niciodată, de cauza la emoția care îmi efuzează către creier, nu reușesc să dorm. Am înțeles, deci dumneavoastră pățiți asta de fiecare dată când boxați. Apropo, al câtelea meci este acesta? Este primul meci, deci pe sistem, prima noapte în care n-am dormit, 100% nu dorm înaintea de la meci. Am înțeles, dar ați încercat să numărați oi, am auzit că merge. Am încercat să număr oi, dar când am ajuns la a noua oaie pe sistem, m-am trezit dintr-o dată și am început să boxez, că mi-era frică să nu mă scoată de meci. Am înțeles. Deci nesomnul este singura cauză a oboselii dumneavoastră. Nu este singura cauză, mai este și cauza că am venit aici direct de la antrenament și nu mai aveam bani de taxi pe sistem. Pe jos. Nu este nicio problemă că o să te rezolve T2 și o să te duci transportat cu salvarea. Lăsați! Lăsați! Vedem! Frică să boxați cu el, uitați-vă, de două ori cât dumneavoastră. Deci, atât timp cât pe pământ s-a inventat fuga, nu mi-e frică de nimic. Am înțeles. Altceva mai aveți de declarat? Mi-am de declarat că tata meu avea o vorbă foarte inteligentă, care impresarul meu știa această vorbă și pe tata meu. Deci tatăl lui cel mai tată din lume care avea o vorbă. Zi vorba. Și spunea felul următor: în viață este bine să dai mai mult decât primești. Foarte frumoasă predică. Tata tău era preot? Nu, era bătăuș de cartier. Gata, vă rugăm, este timpul pentru ședința foto. Veniți aici, față. Mă scură, dar bine, rămânem aici la cântar, că e așa frumos. Stai foto, față în față, hai. Atât. Mai stai o dată. Te îndoi. Te sparg.